preferă stiluri ca Progressive House, Tech House, Tribal, Funky, Groove și mai nou recunoaște că este fascinat de breakbeat. Adrian Neptimie, unul dintre cei mai buni DJ din România, a susținut un recital la Chișinău și a vorbit în exclusivitate cu Muzi TV. Adrian Neftimie, unul dintre cei mai buni DJ ai României, a fost din nou la Chișinău. Acesta a reușit să încingă atmosfera pentru cei care îl apreciază din anii tinereții sale. Chiar dacă nu au fost chiar mulți. Îl știu de când sunt mic, de când a apărut pe scena clubbing-ului. Cam până lume, poate din cauza că a fost puțin mediatizat, dar îmi pare stol din aia. De obicei, de fiecare m-am distrat foarte bine la voi la Chișinău. Așa că ți-a dat un moment de foarte bine, mai ales la lumea să mă aer liber la piscină. E un eveniment foarte frumos, având în vedere că Adrian Neftimie e un nume în România și în Republica Moldova are un public destul de impunător. Nu ne m-am distrat aici la voi. Eu cum aș fac muzică comercială, cum probabil doar pe tipuri comerciale, dar eu pe muzica pe care o abordez eu mai underground, foarte mult. Evident era faptul că Adrian era cam obosit, așa că am fost curioși să aflăm cât de ospitalieri au fost cu el și dacă a fost bine hrănit. Care? Da. Lasă-te-mă că de fiecare dată mă îngraș cu 2-3 kg când plec de aici, așa că nu vreau să discutăm despre mâncare. După ultimul scandal amoros în care a fost implicat Neftimie, cel legat de Flores Alalidis, tânăra care după 2 zile de săruturi s-a declarat căsătorită, artistul a ieșit ușor șifonat. Așa că am fost curioși să aflăm dacă idila lor a continuat. Niciodată burlac, dar mă rog, nu sunt căsătorit, dar sunt o fată, o iubesc foarte mult. We like music, we like Muzi TV.